Prieteni, mă oprim aici, avem și noi un fiuc, așteptăm să mâncăm ceva, să vedem ce a comandat Alin. Mai odinim un pic și pe urmă plecăm la drum. Trebuia să oprim că e drumul foarte lung și n-aveam încotro. Da, să mănâncă Alin, că oboseală mult, 600 de kilometri până la București. E obositor. Prieteni, ce-am văzut, am rămas șocată. Ce a făcut comatul cu Lumina, cu Câmpiana, că le-a dat brânzare din prea. Și-am căutat și eu un avion. Este o masă de aia cu canapele. Pe tot terasă e. E deschisă. Cai mai jamă. Vreau să stăm bine, Zuzea. E frumos. E inconfortabil. Trăgete-mă de fiunile fi mare. Ce? Și ce? Și prietenii am vrut să iau și eu brânzare de aia, să-mi dă și mie comatul una. Mă duceam în căuta Alin avion să mă-mi pună la avion. Eu nu mă duc prieten la Franța, sunt obosită. Sunt obosită, să-mi trămești cu mate pe Câmpiana. Pe merg și mie o brățară de aia, că la noi nu găsim brățări de aia lucrate așa. Și cât este, ți-o plătesc, comatule. Cristi, comat, ți-o plătesc, să-mi trămești și mie o brățară de aia, că mi-a plăcut lucrarea. O trămesc pe Câmpiana, da? Erau filmare. Stai să vă arătăm și pe doamna, că este prietena noastră. De la Ivește, prietena mea, fana mea care mă urmărește, prieten. E fana mea de mă urmărește. Nu mai de drumă, mă. Fana mea de mă urmărește de aici, de la Ivește. Am prieteni și la Iași, și la Ivești, prieteni de aici. Nu, mă, penaur, mai luați pe alături. De-ai noștri, nu te mai filmează. Stai că punem un pic pauză și după aia... Bună, prieteni, uite, oprim aici, a venit Alin. Veni Alin, mâncă, lua pizza, uite, rămasă pizza. Eu nu mănânc pizza, eu mănânc de asta, Mihaela mâncă pizza, eu mâncai de astea, cotoiașă. Să vise între chirește, că am pus sin. Pune camera pe mine, că le spun eu ce uite, ce e asta, ce e asta în oala asta? Cartofi cu... Bacon la cuptor. Cu bacon la cuptor. Eu n-am văzut așa ceva. Ne-a închinuit cu dieta și am spart dieta zilele mănâncă, astea. Mănâncă pizza, Mihaela. Nu mai vezi. Mănânc, gata. Păi cine dă nu-l așa acolo? Nu mai pot. Mănâncă Aline cotoiasele. Nu mai pot, gata. Am mâncat prea mult deja. De mâine, gata. De la București, Bucureștiul vă mănâncă, nu mai mâncați. Să mai ne iai câte un suc de ăsta, că-i deci. Și asta este prieten, vreau și eu de la comat o brățară, de la crep de brățările alea. Sunt prea frumoase, prea lucrate cu Napoleon în ele. Te-ai că așa te vezi. Prea frumoase, prieten, prea Napoleon în ele. Vreau și eu unul de la formatul ăsta. Ce să fac, dacă nu mă duc avionul acolo pentru brățară, dacă spune că îmi dă păi da, da, oare sunt acolo sau la. Dar mă bate Lumina acolo. Dacă mă vede Lumina, mă ia de păr, mă bate. L-o fi luat acolo sau le are din altă parte? Le are el, că avea și cocoșei cu matul când păi a venit la București. Zic, poate nu sunt acolo, poate când sunt cumpărat. Când a venit la București, au cocoșei, au tăia, în cerușev de toarche de la el. Poate sunt cumpărate din altă parte. Le are moștenire, cine știe, le-a fi dat un om moștenire. Nu sunt în magazin așa ceva. Eu cred că sunt făcute la comandă alea. Nu, nu sunt în magazin. N-am văzut în magazin de alea. Pe asta zic, sunt făcute la comandă, cred. Cine știe cu de nu, alea a dat comandă din China, că doar în China există așa ceva. Da, de aia s-a dus Mex, vezi, Mex s-a dus pe interes acolo. S-a dus pe interes Mex acolo, la comand. Lasă să-i dă aur, să-l procursească, să-i dă mult aur. Să-i jucăm. Ai văzut cu Lumina, cu viasele cum lua brățara. Vorbea, acasă nu ieșea vorbă din gură ei, acolo vorbești. Și așa e, prieten, lasă să vorbească, mie îmi pare rău de ea, că am crescut-o de mică. Am crescut-o de mică și îmi pare rău, nu trebuia să fac așa ceva ea, în familia noastră. Nu trebuia. Ia mie el, mănâncă și nu mai pot, patroană, gata, așa, am dat-o în bară rău de tot. Prietenea, uite. Ai doborât iubita. Păi m-am chinuit 3-4 zile, pe 3-4 zile, auzi, 3 săptămâni, 2 săptămâni, să dau și o 3-4 kg jos și acum cred că am pus la loc 5, la cât am mâncat și ieri și azi. Așa, iurea. Au ce ce lumea comentarii, că o vrei pe Lizia, că e plină de aur, să vrei înapoi acolo. Nu, nu, nu vreau înapoi. Nu prea înapoi, prieteni.
Dar vreau și eu brățară de la copac. Nu știu, așa e ea. Mie îmi pare rău, prieten, că am crescut-o de mică. Copiița că la Severin nu există. Și-a luat-o altul, eu am crescut-o de mică, eu am hrănit-o pe lumina. Am crescut-o de mică. Da, patronă, dar degeaba îți pare rău ție dacă nu-i pare rău ei. Dacă le-a făcut așa, treaba ei. Ia să căiește ce-a făcut. Fiecare se așterne când doarme. A văzut un prieten, un copil. Bă, ce-i în tigaia asta? Ia și mănâncă, patroană, că uite ce-i. Ce-i în tigaia asta? Sunt cartofi la cuptor și cu cașcaval așa topit pe ei, cu bacon. Doamne. Mâncarea a fost bună, într-adevăr, dar sunt multe calorii care am mâncat iar. Asta nimic. Asta e grasă și frumoasă. E lăptoasă. E grasă și frumoasă, dar a venit vara acum. Nu mai e vorba că de cum arăți. E nu vorba că mai mergi pe drum. Da, obosești, nu poți să ieși la plimbare, nu poți să faci nimic. Că mie nu mi-e de că arăt nu știu cum sau ceva. Mie mi-e că obosesc, adică e altceva când ești mai slab și da. Te plimbi de drag. Nu mai obosești. Da. Te simți altfel, te simți mai ușor. Da. E altă viață când te zăbești. Asta este prieten, am mâncat și noi aici. Păi mă luăm la drum ușorel, ușorel. Păi trebuie, că și așa, cine ne grăbește? Mergem așa ușor, da. Când ajungem, ajungem. Ce să faci? Ți-a plăcut, David? Da, nu m-a plăcut. Vă mănâncă pizza. Nu mai. Bravo, bine că ai mâncat. Mamă, de opresă. Ia linii, mai mănâncă. Nu mai nu lași aici, o lași mâncare aici. O lași, ce vrei să faci? A, hai că dau la linii. Ia linii, ține-te un pic. De ce? Mănâncă. Ce faci, patroană? Merge banda. Mănâncă. Oh, eu nu mai pot. Mi-ai distrus ghiveta zilele astea cu plecarea asta. Dar de mâine gata. Mâine conduc mașina. De mâine nu mai mănânc. Trebuia să mănânc. E bun cascabalul ăsta, e nemaipomenit. Îți place? Aha. Așa e, sunt rău prietenii, că ce? Că vreau pe Lizica, că văzut. Că ai văzut aurul pe ea? Nu, prieten. M-am mirat și eu de brățările alea, că-s frumoase. Dar dacă mă duc și eu acolo să-mi ia, să-mi dă comat, mă bate lumina. Serios te bate? Păi da. Păi de ce? Păi nu știu. Nu, patrone, că lumina te iubește. Dacă mă iubea, nu vorbea de mine. Ba da, ba da. A vorbit de mine de rău. A fost și-a supărată. Nervoasă. Dar ea ține la tine. S-a rămas acasă, bunică, s-a rămas acasă. Trebuia să ducă și ea acolo la comandă. Trebuia. De ce a rămas acasă? Nu drum avem aici. Cât mai avem, patronă? Cât mai ajungem? Ajungem noi. Dormeam la un hotel și gata. Mergem înainte. Trebuia să fi rămas în Iași. Lasă-mă atâta drum. Mai vizitai și tu ceva? Nu mai vizitez nimic, gata. E tu la nimic, gata.
Hai, pupă, prieteni, să închidem vlogul, că plictisim. Mulțumim, prieteni, eu mănânc încet, că n-am dantură, n-am auzit nici dinți să se facă în gură. Sănătate și fericire să aveți toți. Vă pupăm.